Dragile mele fecioare, bine v-am regăsit pe canalul Aura Scop. O să vreau să aflu pentru dumneavoastră un mesaj important pentru ce a mai rămas din luna octombrie, ca o avanpremieră pentru etalările extinse pe care le fac pentru fiecare zodie în parte pentru luna noiembrie. Vreau să știu ce trebuie să afle fecioarele, că este important să afle în aceste zile. Ce urmează să se întâmple în linii mari, ce ar putea să se întâmple pentru voi și ce sfaturi primiți din partea minunaților ghizi spirituali. Folosesc acest pachet de cărți de oracol numită Geometria Sacră, așa cum am promis în etalarea trecută, și vreau să vă spun că pentru voi urmează o perioadă în care veți fi extrem de calmi, de liniștiți, cred că după o perioadă lungă în care n-ați mai avut liniște din toate punctele de vedere, ei bine, cred că ieșiți din vria aceasta în care ați fost și vă veți calma sau veți intra într-un echilibru. Sau cineva vă asigură fără doar și poate acest echilibru. Dacă aveți probleme cu sănătatea în ceea ce privește tractul intestinal sau probleme în zona bazinului, zona buricului, poate o apendicită, aveți grijă pe acolo, pe jos, s-ar putea să fie niște probleme înțepătoare. Sau dacă vă înțeapă un intestin, un colon iritabil, în sfârșit probleme cu constipația de asemenea, cred că n-ar fi rău să faceți un control medical pentru că sunt toate șansele de vindecare. S-ar putea ca acolo să fie o problemă spinoasă și din punct de vedere al disfuncționalității, din punct de vedere sexual, nu o să insist pe chestia aceasta, dar cine se află în situația asta, mă rog. Văd vindecări, văd de asemenea această liniște care apare în mod spontan. Dintr-o dată, intrați din apele acelea amestecate tulburi, intrați așa, știți, ieșiți din râul învolburat în ape line. Se rezolvă o situație particulară. Vă echilibrați din punct de vedere al sănătății, vă vindecați, vă vindecați rănile sufletului. Împăcare, de ce nu, sau o perioadă de liniștire, nu numai de liniște. Dacă există o situație neprevăzută, sunt posibile situații neprevăzute, sunt posibile conflicte, de ce nu, se recomandă să abordați aceste disensiuni cu calm. Să aveți acel calm interior. Sau poate că chiar reușiți să fiți calmi, iar în jurul dumneavoastră să fie o adevărată tornadă. Este abordarea cea mai corectă. Dacă trebuie să intrați într-un conflict, dacă trebuie să rezolvați ceva de care vă este teamă, intrați acolo în centrul conflictului pentru că este cel mai calm. Lucrurile se calmează sau naiba nu e chiar atât de negru. Fără doar și poate pentru voi, este o perioadă în care v-ar ajuta foarte tare exercițiile fizice, yoga, meditația, veți afla niște răspunsuri care o să vă calmeze în primul rând starea de spirit. Dacă sunteți într-o despărțire, dacă sunteți într-un conflict cu o persoană la care vă gândiți sau dacă aflați o veste în care cineva vă spune că vrea să despartă de voi sau că nu vrea să vă mai vadă, cred că nu o să vă ia pe nepregătite, pentru că vă văd foarte calm. Există o dată de 24, extrem de importantă pentru voi, fecioarele, de care ar trebui să profitați, pentru că este momentul în care o ușă închisă în nas reprezintă o altă ușă deschisă, mult mai bună și chiar și în relațiile interpersonale. O ușă se închide, cu siguranță se va deschide una și mai bună. O opțiune și mai bună, și în afaceri, și la serviciu. Dacă vi se închide ușă, foarte bine că s-a închis. Urmează să se deschidă o alta. Asta nu înseamnă că dacă vi s-a închis ușa, intrați pe fereastră. Nici nu mai are sens. Dacă lucrul acela nu e bun și știți că nu este bun. De aceea cred că vă ajută foarte tare această stare de calmitate, pentru că știți cumva că universul lucrează către binele vostru cel mai înalt. Practic, din orice rău este o binecuvântare. Este cel mai mic rău care ar fi putut să vi se întâmple. Pentru că, v-am zis, vă așteaptă o perioadă de
vindecare, de prosperitate, de progres. Cam atât, dragile mele fecioare, eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și astăzi, în cele 3-5 minute. Vă îmbrățișez cu drag, vă doresc să aveți o lună octombrie de conștientizare, pentru că urmează o lună noiembrie cu foarte multe surprize, dar o să vorbim la momentul oportun. Vă pup, vă iubesc, zile binecuvântate! Pa, pa!